presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, dragi telespectatori, sunteți la presa liberă trecere. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Astăzi vom vorbi despre Muzeul Municipal Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat. Îl avem invitat pe noul director, pe domnul Alexandru Măciucă. Domnia sa, în minutele pe care astăzi le avem la dispoziție, ne va spune cum a ajuns la Râmnicu Sărat, cum a ajuns în funcția de conducere a acestui muzeu, care sunt obiectivele pe care și le-a propus. Vom vorbi și despre cele mai recente expoziții găzduite de muzeu, dar și despre un mare eveniment care va fi organizată recent, Noaptea Muzeelor. Spune bună seara, mulțumim pentru prezență. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Și aș vrea să încep într-un fel prin a mă prezenta, dacă se poate spune așa, pentru că sunt convins că nu foarte multă lume mă cunoaște. De unde am apărut în acest oraș și în această postură, în această funcție. Colaborarea mea cu Muzeul Municipal Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat a început cu mulți ani în urmă, de pe vremea când eram încă muzeograf în cadrul Muzeului Național de Artă al României, unde aveam un proiect legat de pictori interbelici reprezentativi români. Cunoșteam patrimoniul muzeului din Râmnicu Sărat, știam că fondul principal al secției de artă plastică, scheletul aceste secții îl reprezintă picturile lui Iorgulescu Ior. A fost scânteia care a declanșat această expoziție, în primul rând pentru promovare nu numai a pictorului, dar în primul rând a muzeului din Râmnicu Sărat. Atunci am venit la Râmnic, am trecut în revistă toate picturile lui Iorgulescu Ior. Le-am adus la București, aici o expoziție care a avut, scurtez un pic povestea, a avut un ecou deosebit. Iar Râmnicu Sărat a apărut pentru prima dată pe harta artistică a țării, muzeul din Râmnicu Sărat, ca fiind posesorul unui număr deosebit de mare de lucrări aparținând unui pictor atât de valoros precum Petru Iorgulescu Ior. Deci aceasta a fost primul moment în care a început frumoasa colaborare cu muzeul local. De aici, puțin mai departe, am început să clasez fișele, să fac fișele de clasare în calitate de expert al Ministerului Culturii pe probleme de patrimoniu. Și am reușit să declanșez procedura de clasare a 23 de piese din patrimoniul secției de artă din Muzeul din Râmnicu Sărat, clasându-le în categoriile juridice, fond și tezaur. Însă, cred că apogeul, punctul cel mai frumos al colaborării noastre a fost anul 2016, când în urma restaurării complexului brâncovenesc, la propunerea directorului de atunci al muzeului, domnul Marius Neculae, am acceptat să organizez secția de artă acestui muzeu. Am făcut tematică, am realizat expunerea propriu-zisă, așa cum se poate vedea și în momentul de față, în cele 9 săli din Casa Domnească. Deci, acestea fiind antecedentele în colaborarea cu muzeul și reîntorcându-mă în Râmnicu Sărat, neputând sta deoparte de viața artistică după 35 de ani de muncă în cadrul muzeului din București, în momentul în care s-a evit ocazia și a apărut un post de muzeograf la muzeul local, nu am ezitat nicio clipă, am concurat, am reușit să iau acest post la secția de artă. Între timp, o altă oportunitate care s-a evit a fost eliberarea postului de manager director al muzeului. E adevărat că aici am avut unele ezitări, știam foarte bine cu ce se confruntă muzeul, știam posibilitățile lui, știam neajunsurile. În ultima instanță am hotărât să candidez și pentru acest post pe care, din fericire, am reușit să-l ocup.
Domnule Măciucă, noi ar trebui să le spunem telespectatorilor. Ne-am cunoscut în urmă cu 2-3 ani la acele evenimente organizate în curtea casei Moșescu. Da. Și nu aș vrea să merg mai departe cu discuția fără a face precizarea că dumneavoastră sunteți nepotul omului de cultură, fostului primar al Balcicului, Octavian Moșescu. Denumire pe care muzeul nostru, muzeul din municipiul Râmnicu Sărat, a preluat-o în urmă cu un an de zile, în luna mai a anului 2020. Exact. Am vrut să evit pe cât posibil această discuție, dar nu se poate. Într-adevăr, sunt nepotul lui Octavian Moșescu și este adevărat că am făcut foarte multe demersuri în ultimii ani pentru ca muzeul din localitate să-i poarte numele. Și aceasta nu pentru că ar fi fost o dorință personală, ci pentru că faptele lui îl recomandau pentru acest lucru. Să nu uităm că Octavian Moșescu este alături de Paraschivescu Bălăceanu, fondatorul, întemeietorul muzeului din Râmnicu Sărat, în principala secție de artă, pentru că așa a demarat muzeul din Râmnicu Sărat, cu o secție de artă bazată pe, de o parte prin donațiile lui Octavian Moșescu, iar apoi prin împrumuturi unor lucrări. Probabil că acesta a fost încă un atu care m-a determinat să accept, să concurez pentru acest post. Nu? Ce poate fi mai frumos decât să lucrezi într-un muzeu care poartă numele bunicului tău? Ați vorbit mai devreme de neajunsuri. Probleme pe care le-ați identificat la muzeul din municipiul Râmnicu Sărat. Da. Nu vreau să insistăm asupra lor, dar trebuie să le aducem în atenția telespectatorilor. Chiar sigur că nu voi insista, pentru că nu vreau să intru în detalii mai neplăcute, dar încă de la primele colaborări mi-am dat seama că muzeul, deși are un potențial imens din punct de vedere al patrimoniului, are un colectiv foarte, foarte bine sudat și foarte competent. Totuși, nivelul, așa cum l-am găsit și cred că nu exagerez, se situează undeva la nivelul muzeelor din anii 80-85. Și asta nu din vina managerilor sau directorilor care mi-au fost înainte. Conjunctura probabil că a fost de așa natură. Se știe că întotdeauna cultura a fost mai copilul vitreg al în general și bugetele întotdeauna au fost mai mici. Dar, având în spate această experiență de 35 de ani, cunoscând foarte bine patrimoniul muzeului, cunoscând colectivul pe care puteam să mă bazez, mi-am dat seama că putem, în scurt timp, să facem din muzeul din Râmnicu Sărat un muzeu dinamic, un muzeu viu, un muzeu care să atragă din ce în ce mai multă lume, un muzeu care să devină un partener favorit pentru multe instituții de cultură din țară. Și iată că, deși au trecut numai 3 luni de când am preluat această funcție, multe lucruri au început să se schimbe. E adevărat că proiectul meu de management e eșalonat pe 5 ani, este ambițios, dar nu irealizabil. Însă primul an, așa cum era și firesc, mi-am propus să-l rezolv reorganizării mai mult administrative și de formarea echipei pe care o cunoșteam, de sudarea colectivului, pentru că într-un muzeu munca de echipă contează extraordinar de mult. Și am început prin reorganizarea spațiilor muzeului, prin redescoperirea și punerea în valoare a unor noi spații care să ne permită organizarea unor expoziții suplimentare, dar și expunerea unui patrimoniu suplimentar, lucru pe care l-am reușit până în acest moment. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Spațiul cel mai important câștigat de muzeu este cel al turnului Casei Domnești. Demers pe care l-am început dinainte de a prelua această funcție, când eram încă muzeograf, însă în care un sprijin considerabil am primit din partea domnului primar Sorin Cârjan, căruia îi mulțumesc pe această cale, reușind să redăm publicului un spațiu care până atunci era folosit în diverse
scopuri mai puțin muzeale, ca să spun așa. În momentul de față am... revin la o paranteză, cred că foarte multe paranteze voi face, dar cred că sunt necesare. Multă lume are senzația că aș vrea să transform muzeul din Râmnicu Sărat într-un muzeu de artă, ceea ce este cu totul neadevărat. Și ce ne-ar duce cu gândul la acest lucru? Expozițiile? Faptul că majoritatea ultimelor expoziții au fost cu precădere din domeniul artei. Însă, structura muzeului, organigrama muzeului, din punct de vedere al secțiilor, este bazată pe 5 secții. Secția de artă, care este vizibilă în acest moment, secția de etnografie, care de asemenea este vizibilă, secția de istorie a culturii râmnicene, secția de istorie și o secție de științe a naturii. Dacă despre secția de științe a naturii putem spune că din acest moment este foarte greu ca să o mai repunem, să o readucem în circuitul de vizitare datorită degradării pieselor, a animalelor în general. Celelalte două secții, deja începând, aici anticipez cumva ceea ce vreau să vă spun legat de Noaptea Muzeelor, vom deschide o expoziție permanentă dedicată istoriei, de fapt istoriei medievale, istoriei complexului brâncovenesc, cu exponate rezultate în urma săpăturilor arheologice făcute de colegii noștri de la Muzeul Județean Buzău, care de fapt ne și sprijină în acest demers de organizare a acestei expoziții temporare, care va ocupa primele două săli din turnul Casei Domnești. Tot în acest an, și intrăm acum în domeniul secției de istoria culturii râmnicene, și cred că în foarte scurt timp vom da în circulație camera memorială Florica Cristoforanu. Un material avem suficiente, iar mai apoi, către sfârșitul anului, vom continua deschiderea unor serii de camere memoriale, una dedicată lui Octavian Moșescu, apoi Traian Săvulescu, unde avem material mai mult. Deci să nu se creadă că neglijăm celelalte secții de artă. Însă, patrimoniul cel mai important al muzeului, cel mai valoros al muzeului, îl constituie patrimoniul secției de artă. Din această cauză, așa se explică de fapt numărul de expoziții mai mare cu obiecte din această secție. Și pentru că în programul meu de management prevăzusem îmbunătățirea patrimoniului prin diverse metode, în special prin donații, pentru că achiziții, din păcate, și nu este numai cazul muzeului din Râmnic, în general, la nivel național, achiziții muzeele fac din ce în ce mai puține din cauza lipsurilor fondurilor necesare. Însă și aici am o mare speranță, deoarece la unul dintre ultimele vernisaje avute la muzeu am avut o discuție cu domnul primar, care mi-a spus că la nivelul primăriei se va crea un fond de achiziții pe care să-l folosim nu numai pentru secția de artă, ci și pentru celelalte secții ale muzeului, în special pentru cea de istoria culturii râmnicene. Sunt foarte multe materiale care apar pe piață, pe diverse site-uri de vânzări, cumpărări, și care ar completa niște goluri care deocamdată există în cadrul acestei secții. Deci, mai de bine de Muzeul Municipal din Râmnicu Sărat până în prezent. Aș vrea să ne spuneți cum v-ați descurcat în această perioadă caracterizată de pandemia de COVID-19. Cum ați funcționat? Înainte de a trece la asta, aș vrea să mai fac o precizare. Lumea trebuie să înțeleagă că activitatea unui muzeu nu se reduce numai la vernisaje, afișe, banere, postări pe Facebook, felicitări, mulțumiri și zâmbete.
Poate munca cea mai importantă din cadrul unui muzeu este ceea ce se întâmplă în spatele ușilor, munca nevăzută. Este munca conservatorilor, munca personalului auxiliar, pentru că una din funcțiile esențiale ale muzeului este aceea de a păstra, de a conserva și de a transmite generațiilor viitoare patrimoniul existent. Aveți personal suficient pentru acest lucru? Nu. Însă avem în schemă două posturi care anul viitor vor fi scoase la concurs. Un post de conservator și un post de muzeograf. Să sperăm că se vor găsi persoane care să ocupe aceste locuri. Pentru că, vă spun, este munca cea mai grea, deși nu se vede, dar este munca cea mai dificilă. Munca care ce se întâmplă în depozite, ce se întâmplă în pregătirea expozițiilor, deci munca dinaintea evenimentelor. Acum revin la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. Sigur că a fost o perioadă dificilă pentru toată lumea. Însă am încercat să ne adaptăm situației. Mai greu a fost anul trecut, când era mult mai multă strictețe în ceea ce însemna comunicarea cu publicul. Și atunci am mers pe principiul expozițiilor online, în special prin prezentarea patrimoniului prin diverse expoziții prezentate în mediul online. Către sfârșitul anului, când a apărut o anumită relaxare din punct de vedere al evenimentelor cu public, am deschis o expoziție care a fost structurată în două părți, o expoziție care a avut un succes enorm, nu numai pe plan local, dar mai ales pe plan național. Este vorba despre expoziția pictorului Mihail Gavril, Greitau cerurile precum și oamenii pământului, prima parte, iar partea a doua, care am deschis-o înaintea sărbătorilor pascale, a fost intitulată Mărturii creștine la palat. Însă, concomitent cu această mare expoziție care a fost găzduită și care a inaugurat, de fapt, sala turnului, despre care am vorbit la începutul discuției noastre, în sala mică de expoziții temporare au mai avut loc și alte manifestări, din care vreau să amintesc doar câteva, de fapt, pe toate. În preajma Mărtișorilor a fost o expoziție Dragobete și Mărtișor, Tradiția nu piere, unde am beneficiat și de colaborarea unei artiste handmade locale, doamna Aura Hozog. Apoi a urmat o expoziție a unui important pictor bucureștean, Gheorghe Coman, al Prezenței Alternative, care s-a bucurat de un succes neașteptat de mare, chiar și pentru neorganizatori pe care contam pe acest succes. Iar apoi am deschis această expoziție de icoane, Altar de Lumină, care se poate vizita și în acest moment, și pe care am prelungit-o și pentru Noaptea Muzeelor, datorită dorinței vizitatorilor care au dorit să o mai revadă. Deci activitatea aceasta ar fi fost activitatea în timpul pandemiei, deci am ținut pas, bineînțeles, mergând în continuare și cu activitatea care nu se vede, aceea de conservare, de îngrijire a patrimoniului. Înainte de a vorbi despre acest eveniment, Noaptea Muzeelor, cum reușiți să promovați activitatea Muzeului din Râmnicu Sărat? Aici este o problemă mai delicată, dar sunt convins că cât de curând se va rezolva și această problemă. Partea de publicitate până acum la muzeu era, mă rog, aproape inexistentă, numai ceea ce se făcea cu sprijinul dumneavoastră. Presă locală, din păcate, nu prea avem ca să putem conta pe ea. Și din această cauză am apelat la diverse cunoștințe din media, Radio România Cultural. Aș vrea să nu le facem publicitate, deci diferite posturi. Da, din mediul, din media. Totodată, pentru încă din momentul în care am preluat această funcție, am demarat împreună cu colegii mei publicarea unui ghid care este imperios necesar, unui ghid al muzeului, de prezentare a colecțiilor, de prezentare a istoricului muzeului, pentru că fiecare vizitator care ne trece pragul vrea la plecare să plece cu ceva.
Și nu este singurul lucru pe care îl vom face. Până la sfârșitul anului dorim să deschidem și un mic magazin pentru început de suveniruri. Am găsit o formulă deloc costisitoare și chiar agreabilă financiar din punctul nostru de vedere, de unde vizitatorii își vor putea procura, pe lângă publicațiile, sau mă rog, deocamdată publicația muzeului, alte diverse obiecte cu inscripționări din publicitare reprezentând muzeul. Și acum am ajuns și la Noaptea Muzeelor, un eveniment de care nu ne-am bucurat anul trecut. Anul trecut, da. E adevărat, anul trecut nu am reușit. Totuși, n-am reușit să organizăm, mă rog, eu în propriu spus organizăm. Am ținut această Noaptea Muzeelor tot în mediul online. Am prezentat un film mai generos despre muzeu. Dar sigur că nicio activitate nu se compară cu cea când este prezent publicul. De aceea, pentru Noaptea Muzeelor, care va avea loc pe 12 iunie, am pregătit, pe lângă cele două expoziții care întâmplător s-au deschis cu foarte puțin timp în urmă și care suntem nevoiți să le păstrăm conform contractului de parteneriat, însă în cadrul lor, deci mă refer aici la expoziția Mon Amour Plein Air, trasee cromatice, deschisă tot în sala turnului, care în Noaptea Muzeelor va găzdui o masă rotundă la care vor fi prezenți cei doi artiști care expun, precum și câțiva invitați de ai lor. Iar de asemenea, în cadrul expoziției de icoane, va fi prezentă artista care va dialoga cu toți vizitatorii despre obiectele expuse. Noutățile pe care le aduce Noaptea Muzeelor este deschiderea acele expoziții de istorie, mărturii brâncovenești, care sunt convins că va stârni un interes deosebit în rândul publicului local. V-am spus, în colaborare cu Muzeul Județean, cărora le mulțumim pe această cale pentru sprijinul acordat. Și tot în Noaptea Muzeelor inaugurăm un mini-proiect de prezentare a artiștilor plastici contemporani, însă artiști plastici contemporani deosebit de valoroși, reprezentativi pentru arta românească contemporană, pe care noi l-am intitulat Medalion de Artist. Deci la fiecare două săptămâni vom prezenta câte un artist într-o sală mică care se află la etajul Casei Domnești. Iar această serie de mini-expoziții va fi inaugurată de Dumitru Macovei, unul dintre cei mai căutați artiști ai momentului în toată țara. Și desigur, avem intenția, acum nu depinde în totalitate numai de noi, ci și de condițiile atmosferice, avem intenția, în colaborare cu Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, să organizăm și un programul artistic în curtea complexului brâncovenesc. Cam acestea ar fi în mare Noaptea Muzeului și ar mai fi încă un mic element. Va avea loc și dezvelirea plăcii muzeului cu noua denumire a muzeului. Intervalul orar 19-24, da. Sigur, intrarea fiind gratuită. Muzeul va fi deschis absolut tot pentru toată lumea și așteptăm cu mare, mare drag cât mai mulți vizitatori. Și să nu uităm respectarea tuturor măsurilor impuse în această perioadă, chiar dacă intrarea este liberă, gratuită. Sigur că da, astea sunt absolut necesare și binevenite. Veți mai păstra tradiția cu acel obiect al lunii, obiectul lunii expus la Muzeul Municipal, da? Da. Sigur, obiectul lunii își va continua tradiția. În fiecare lună vom expune una dintre piesele reprezentative din patrimoniul nostru, fie din secția de istoria culturii unicene, fie din secția de arte, chiar din secția de științele naturii, unde se mai păstrează intactă totuși colecția de fluturi și de roci și sigur din colecția de artă plastică. Vă mulțumim foarte mult, domnule Alexandru Mărciucă. Vă urăm succes, să duceți mai departe proiectele prezentate. Sper să ducem până la capăt tot ceea ce ne-am propus.
Le mulțumim și telespectatorilor, le dorim în continuare sănătate și numai bine, la revedere! Presa. Liberă trecere.